În acest an, Paștele Ortodox cade pe 5 mai, iar apropierea de ziua de 1 mai liberă prin lege a făcut ca între cele două sărbători să existe o mini-vacanță. Cei care în fiecare an mergeau la mare de 1 mai au acum posibilitatea să petreacă pe litoral aproape o săptămână, iar cei care doresc o vacanță prelungită de Paște aleg zonele din țară și străinătate, unde sărbătoarea este marcată conform tradiției creștine. În ceea ce privește litoralul, oferte la prețuri aproape similare cu cele din țară sunt pentru Bulgaria, unde costul unui sejur este aproximativ egal cu cel al unei mini-vacanțe pe Valea Prahovei sau în Bucovina, respectiv 150-170 de euro. În plus însă sunt variante diferite de petrecerea timpului liber. Facilități destul de multe, de la piscină interioară, spa-uri, programe sportive, terenuri de sport, care astfel încât după o masă mai copioasă putem să dăm și câteva kilograme jos. Cei care nu sunt interesați în mod special de un meniu tradițional și de posibilitatea de a ajunge la o biserică ortodoxă în noaptea de înviere, aleg să călătorească în zone mai calde sau în marile capitale ale lumii. Vor fi ceva chartere, sperăm charter, atunci ne referim la avion cât și la autocar, vor fi Grecia, este o perioadă mai călduță, vor fi Turcia cu Istanbulul, orașe europene, poate chiar Spania. O altă variantă pentru petrecerea sărbătorilor de Paște este cea a pelerinajelor la locurile sfinte de la Ierusalim. În funcție de durata sejurului și de obiectivele pe care credincioșii doresc să le viziteze, ofertele pornesc de la 500 de euro și pot ajunge la 1000 de euro.